Mușchiul țigănesc este specialitatea care, cu ceva adaptări, poate fi făcută și acasă. Vă spun cum am procedat eu. Să începem! Mușchiul țigănesc este o specialitate ce are ca materie primă două bucăți de carne, ceafa de porc și cotletul. Când le-am cumpărat de la măcelărie, am cerut să aibă cam aceeași dimensiune și greutate ca să le pot potrivi mai ușor ulterior. Prima operațiune e amestecarea 80 de grame de sare mare cu o lingură de zahăr și frecarea cu acest amestec a celor două bucăți de carne. Sarea are rol multiplu, extrage umiditatea în exces din țesuturi, dar are și proprietăți de conservare și de gust. Zahărul are proprietatea de a îmbunătăți gustul cărnii, atenuând gustul de sărat, dar produce și o ușoară frăgezire. Am pus cele două bucăți într-un vas acoperit și le-am lăsat așa circa 12 ore. Temperatura mediului în care le ținem trebuie să nu depășească 5 grade Celsius. A doua zi, facem o saramură de 1 litru apă, la care punem 100 de grame de sare mare pe care o topim în apă. Am adus și carnea frecată cu sare. Observați câtă apă a lăsat în 12 ore de macerare. Am spălat și clătit carnea cu apă curată, am pus-o înapoi în vasul spălat și el și le-am acoperit din nou de data aceasta cu saramură. Carnea trebuie să stea sub nivelul apei, de aceea am pus peste ea o greutate, în cazul meu o farfurie, peste care am pus o bucată de marmură care are greutatea necesară să apese eficient. În sara între 24 și 72 de ore, eu am ținut-o 46 de ore, după care am scos-o și am clătit-o cu apă curată. În mod normal, în acest moment, se pune la zvântat carnea pentru a se mai evapora din apă. Eu doar le-am uscat cu prosoape absorbante și ne apucăm să asamblăm mușchiul țigănesc. Fiecare din cele două bucăți de carne, atât cotletul cât și ceafa, le tăiem pe mijloc pe lungime, după care asociem o jumătate de cotlet cu o jumătate de ceafă, le alegem să fie cât mai asemănătoare la dimensiune, dacă e nevoie mai fasonăm pentru a le putea da o formă frumoasă. Eu am tăiat pe jumătate bucățile pentru că vreau să le fiert la abur și nu aveam un vas de o mărime care să permită să fac lucrul ăsta la dimensiunea lor inițială, așa că le-am tăiat și le-am adaptat pentru vasul pe care urmează să-l folosesc. Am legat cele patru bucăți cu sfoara odată pe lungime, iar apoi pe lățime. Pe lungime am făcut în capăt un nod cu ajutorul căruia să putem atârna mușchiul ulterior la afumare. Pe lățime am legat bucățile transversal în spirală cu distanța de 1-3 cm între spire și cât se poate de strâns legat, căci atunci cele două bucăți nu se vor desprinde ulterior când feliem bucata. Eram gata să duc bucățile la fumat când a apărut soțul și văzându-l a insistat să le dau înainte printr-un amestec de boia dulce cu piper măcinat. Nu era un pas prevăzut în rețetă, dar i-am făcut pe plac soțului și nici cărnii nu cred că i-a stricat. Pentru fierberea la abur am improvizat punând în oala minune cu înălțimea de 17 cm, o sită de 9 cm, am turnat apă de 5 cm înălțime, am pus deasupra sitei a doua sită de la oala minune, care merge numai bine căci are un mic spațiu până la pereții oalei și pot verifica pe acolo dacă nivelul apei nu a scăzut prea mult în timpul fierberii. În sita de deasupra am pus una din bucățile de mușchi afumat, am pus pe foc, am așteptat să dea oala în fiert, după care am dat focul la minim, am pus capacul și am lăsat să fiarbă circa 2 ore, 2 ore jumătate, verificând din când în când dacă mai este suficientă apă în oală. Vă întrebați poate ce s-a întâmplat cu celelalte 3 bucăți de mușchi. Nu avea rost și nici loc să le fac pe toate odată, de aceea le-am lăsat să se mai usuce puțin, după care probabil le voi congela urmând a le găti la abur mai încolo, chiar înainte de a le consuma. Când carnea e gata, o luăm de pe foc și o punem să se răcească. Între timp, preparăm o pastă în care am pus o lingură vârf de boia dulce, o lingură piper măcinat și o lingură cimbru uscat. Adaug atâta apă cât să se formeze un amestec fluid de consistența unei smântâni lichide și o vom turna din belșug peste bucata de mușchi fiartă și răcită, acoperind-o foarte bine pe toate părțile cu condimente.
Ultimul pas este să punem mămușchiul agățat într-un spațiu rece, uscat și bine aerisit, timp de circa o zi până pasta de condimente s-a uscat. Iar acum murim de nerăbdare să vedem cum a ieșit. Pentru că ceafa și cotletul se desprind una de alta la tăiere, deduc că nu le-am legat prea bine. Dar în afară de asta, totul e cum nu se poate mai bine. Culoarea este un rozaliu frumos, gustul este plăcut, foarte ușor sărat, iar consistența moale și fragedă. Like și o abonare dacă vă place ce vedeți. O zi rotnică vă doresc în continuare. Bye, bye!